Christo Sangyang. Există un lucru adevărat din toate cel mai minunat și va rămâne neschimbat. Iisus Hristos a înviat. Cât voi trăi, doresc să fiu un martor celor ce nu știu că Domnul Iisus este viu și să creadă până nu-i târziu. Sărbăm învierea frumos îmbrăcați, cu unde cerești suntem inundați. Pe chipuri citim la toți exaltare, pe toți ne atrage sublima serbare. Păsări ne încântă cu a lor melodie, prin grădini zboară puful de păpădie. Cântarea îndrăgită, Hristos a înviat, s-aude împrejur la oraș și la sat. Copaci înfloriți dau arome sublime, bucuria din suflet vor mult să exprime și gândul ne zboară prin vis, prin milenii, sau poate e vorba chiar de vedenii, să ajungem acolo unde mormântul-i deschis, încredințați că Duhul Sfânt ne-a trimis. Și în starea înaltă de revelații profunde, o nouă simțire minunat ne pătrunde. Și știm că în curând voteam o minune, că cel înviat duios ne va spune: pentru voi am venit, pentru voi m-am jertfit, de trădare și chinuri n-am fost scutit, dar taina-i adâncă, împlinit am un plan să aveți având spre cerescul liman. Priviți mâinile și ochii și fața, că am dat la o parte și norii și ceața. Rămâneți în crezul format în convingeri și suport veți primi de la ceată de îngeri. Pe veci în grotă au vrut să mă țină, să fie zdrobiți acei ce se închină. Dar cel mai puternic din lumea creată, învăluit în lumină și cu stele ornată, m-a scos din noaptea de somn și tăcere, să puteți cuceri furtuni și mistere. Sunt viu, sunt cu voi, iar frica învinsă, credința în voi să rămână nestinsă. Apelul lansat vi-l ascult cu iubire, nu în zadar mi-au dat răstignire. Vă aud, vă văd când încercarea vine, cu voi sunt la joc, vă dau ușurarea. Părtășii și betanii avea voi cu voi, împreună vom trece prin ceață și voi. Bucurați-vă mult că învierea vă poartă până la zarea cu veșnica poartă. Hristos a înviat și va rămâne neschimbat. Acest lucru e minunat. Crezi tu în el cu adevărat? De atâtea ori ai fost chemat să crezi în cel ce a înviat, să rupi al inimii zăvor, să poți gusta al său izvor. De atâtea ori ai răspunsat chemarea celui înviat și ai respins atâta har ce ți s-a oferit în dar. De atâtea ori ai neglijat pe cel ce azi a înviat și suferinți și răni și chin și tot cerescul său divin. De atâtea ori ai amânat să fii voios că a înviat, că nu orice cuget sau cuvânt n-ai niciun zel, nici crezământ. Azi nu uita că a purtat o sânda și al tău păcat, să poți și tu a fi salvat. El a murit și a înviat. Primește-l și nu amâna credința în învierea sa, ci strigă azi neîncetat: Hristos și în mine a înviat! Cât de frumos este să știi că și tu în slavă o să fii, în vii, cu toți creștinii în marea zi, pentru eterne bucurii. Amin. Amin.